Salutare oameni buni, bine v-am regăsit la un nou minunat episod din Minecraft Diversity, Trivia Branch, apăs butonul și zice Pistons are a huge favorite by lover of redstone, which of these items cannot be moved with a piston? Oh, doamne sfinte! Iron trapdoor? Power activator, crafting table? E ori iron trapdoor, ori daylight sensor, ar zice iron... Da, incorrect. Trapdoors can be moved with pistons. Oh, ok. Wow. Păi, the more you know, nu? No? What the fuck? Pai, omorâți-mă dacă tot. Ok, atunci e daylight sensor, cred. Yes, știam eu. Just will not budge. Trapdoors and rails will move as long as there is a block beside them to move to. Ok. The Ender Dragon is the final boss in Minecraft and can destroy almost anything. Which of these will remain intact if the dragon flies through it? Shit. Desigur că n-a pus obsidian, frate. Obsidian nu putea să fie pentru că n-a. Lava. Nu știu dacă strică lava. Ender chest-ul? Parcă nu-l strică, nu? End portal frame, dar nici măcar nu sunt de alea acolo, cum adică să le strice, minecart. Hai, ender chest, da, incorrect, let's prove it. Ok, am înțeles, am înțeles. Mă întreb ce se întâmplă dacă intru iar aici. End portal frame? Ah, grozav. Ok, și pe astea le strică. Bun, frate, the more you know. Ce zici de minecart? Yes, because minecart's entities dragon will not destroy them. Aha, interesant. Oh, doamne sfinte, ce întrebare mare. One of the important predictions is the minecart. When rails are placed together to leave an empty spot in the center of section, placing the final middle rail will always connect at which direction? Shit. Asta. Fucking știa. Wait, what the fuck? Am crezut că mă uitam în jos, dar de fapt mă uitam în sus. Da. Wow, te pune și cu mouse într-o anumită direcție. Oh, Jesus. Bun, am intrat... Hai în ăsta. Frate, vorbesc serios. Care sunt șansele să nu nimerez deloc? Bun. Hai, vino, te rog. Frate, chiar n-am de unde să știu așa ceva. Frate, dacă mă mai întreb de o rețetă, hai că poate știu. Dar de unde să știu eu în ce direcții se conectează? Yes, asta e. Wow! E cunoscută sub numele de regula sud-est? Wow, bla bla bla. Who gives a shit? Enderman have an annoying habit of stealing blocks. Which of these blocks can Enderman not carry? TNT snow? Fucking shit, ce blocuri! Cactus. Shit. Desigur. Oh, incredent, but there's a little tribute. Mai era o cameră cu cactus, mă. Ok. Atunci nu poate să care snow. Yes. Aha. Așa. Ioi, ce drăguț. Bun. Deci. Minecraft does some strange things with blocks, heights and on the W axis. Which of these would be the shortest if standing on top? Wait. On the top center, what? If standing on the top center. Nu înțeleg. Deci care din astea ar fi mai scurt? Dacă ar sta pe top centru? What? Dude, n-am nici cea mai mică idee, o să intru la întâmplare, desigur că nu asta era, pentru că știi tu de ce ar fi asta. Dar e drăguț, pentru că na, ia uite, pot să merg aici așa și să mă arunc aici. Wait, what the fuck? Ioi. Ok. Atunci asta, desigur că nici asta nu era, știi, adică, wait, what the fuck? Oh, fuck, cred că trebuie să merg numai pe asta. Oh, interesant. Asta văd că nu... Aha. Uite, sunt blocurile astea deasupra. Și trec prin ele și pur și simplu nu calc pe ele, ca și cum aș trece prin ele. E ciudat.
Ia să am grijă totuși. Cam ajuns la final și nu vreau să cad acum. Bun. Bun, ei bine, nu era nici asta. A, vorbești serios, frate. Aoleo. Măi, what the fuck? Cumva cad puțin și apoi... What? Ceva îmi spune că nu vreau să știu. Ceva îmi spune că vreau numai să fiu fericit că merge. Bun, atunci e asta, nu? Yes, da, în sfârșit. Nu-mi pasă, frate. Întrebare prea complicată. Ce e asta? Întrebarea 26. Minecraft are multe achievement-uri de obținut. What is required to gain the achievement titled The Beginning? Kill a wither, locate the end, craft your first item. Ah, oh, shit, vorbești serios. Oh. Dai că trebuie să mă întorc. Trebuie să craftez un chest pe care să-l pun într-un chest sau ceva. Bun, ei bine, acquire a diamond, kill wither, locate the end. Frate, the beginning. The beginning. Bine că le arată cu semnul întrebării, desigur, dar... Time to farm, benchmarking, getting wood, taking inventory. Frate, cum să fie beginning la kill the wither? Da, mă rog, hai să mergem aici, da. Bla 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 bla, așa. Da, legat de Alex, pentru că n-am avut internet și aparent aveam skin de Alex și toată lumea mi-a zis: "Păi, dar nu știi că există un skin de Alex și e fată, what the fuck, ești so retardat, băgai mi-aș pune la what the fuck, copii, please, n-am de unde să știu de asta, nici măcar nu joc Minecraft atât de des. Voi știți de asta, dar nu e necesar să fiți extrem de foarte fucking răi și de arțăgoși. Pentru că ați fost și n-a fost drăguț din partea voastră, dar mă rog. Deci, în afară de Steve sau Alex, there have been a few name characters in Minecraft that they later removed. Which of these have never been part of the Minecraft? Beast Boy, Black Steve, Rana AD, Black Steve n-a fost. Băga mea și piciorul, vorbesc serios? Incorrect, Black Steve was once part of the index, but Mojang came here. Vorbesc serios? Fucking shit. Așa. Bun. Frate, atunci Beast Boy. Sau Eddie, Rana chiar a fost. Da, poate Beast Boy, da. Poate Eddie n-a fost. Yes, da. Bun. The creation of Minecraft was heavily influenced by which of these games? Infinite Miner. Da. Uite, chestii de asta știu. E easy. Dar apoi vin drăcoveniile alea de... Ah. Bun, Mojang, the game studio in the management was originally founded by three individuals. Who was not one of the founders? Marcus Persson? Asta. Yes. Bun, nu contează. What was the original name of Mojang? Păi... voluntary freefall. Cât o să cad? Oh, shit, fuck. Ok. Chiar acolo am murit. Wow, ce sus eram. Bun, Mojanga B. Știu că era Mojanga B, dar acum nu-i tot Mojanga B? Incorrect. Mojanga B was the name now, but wasn't when it was founded. Ok. Atunci spune-i Mojanga B când mă întreb de Mojang, nu numai Mojang și apoi spui că, a, nu, Mojanga B așa e acum. Păi spune numele complet dacă așa e acum. Piece of fucking shit. Uite ce zice aici. Care este numele inițial, original, al Mojang? Păi și spune Mojanga B, că așa e, nu? Fucking Mojang specifications, yeah, yay. Hey, wait a fuck, a, am primit în sfârșit lâna! Oh, Doamne Sfinte, am urât branch-ul ăsta, deși a fost mai ușor decât multe altele. Care o să vină. Ah, ok.
Bun. Încă una. Nice. Încă una, încă una. Bun. Ei bine, escape, parkour, labirintian, dropper, survival, puzzle, survival, boss battle, dropper. Hai să jucăm dropper. O să activez asta de dropper și o să mă uit puțin pe aici. Shit, hai mă. Așa. Fuck. Dropper tips. Aim for blocks that cushion your fall or find a way to drop from lower heights. Ah. You move faster going forward than any other direction. Ok, am înțeles. If you drop it isn't loading fast enough for you, wait a few seconds after you die to load the area before you hit respawn. Turning off clouds will definitely help. Nu știu dacă am... Uite așa. Nice. Wow, dar sunt multe aici. Pot să merg în care vreau eu? Ok, hai să zicem că mergem în ăsta portocaliu, cred, de Waffler. Hai să vedem. Drop. Oh, shit. Ah! Oh, fuck, o să fie complicat. Ah, shit. Trebuia la aia din... Bun. Ah, what? Mi-am luat damage, shit. Și da, în aer mă mișc mai rapid dacă țin W-ul, deci spatele nu prea o să funcționeze. Așa și... Stai. Ah, fucking shit, atât de aproape. Cumva trebuie să stai pe mijloc când faci asta, ca să... Uite, dacă treci prin mijloc aici, după aia dai așa, după care... Fuck. Dar ideea e bună, cred că așa e. Bun, o să joc prima asta. Și poate o să reușesc destul de rapid. Ah, fucking shit. O să ia ceva. Wow. Dude, nici măcar... Am dat puțin înainte, după care am dat stop, știi? Și n-a mai funcționat. Și acum... Ah, atât de aproape. Frate, asta o să fie extrem de greu. Extrem de... Uite, uite și tu. Dădeam să meargă cu spatele în aer și... What? Ok, nu știu exact de ce m-a dat înapoi, dar m-a dat. Oh, nu era generat. What? Dar de ce m-a dat înapoi și de ce nu era generat? Poate am făcut eu ceva cu cartea asta? Ah, da. E greu, mă. După ce ai trecut de a doua asta, da, trebuie să... Shit, eram aproape. Trebuie să dai direct viteză spre mijloc. Dacă mi-aș da seama... Yes. Oh, da, fucking amazing. Yes, dude. Uite, mă, uite ce drăguț e ăsta. Welcome to the Waffle House. Yay, ce s-a întâmplat? Ah, uite, s-a închis asta. Nice. Ei bine, dacă tot am trecut într-un nou branch, oameni buni, cred că o să pun capăt acestui minunat episod aici și noi o să ne revedem data viitoare și nu uitați că dacă strângem 3 like-uri la acest minunat video, atunci episodul următor o să fie cu 3 minute mai lung. Și ne vedem data viitoare. Pa, pa!